În primele 3 luni ale acestui an a crescut simțitor numărul de solicitări pentru pașapoarte în județul Suceava față de perioada similară a anului trecut. La nivelul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Suceava, numărul total al cererilor soluționate a crescut cu 33,5%. În total, în trimestrul întâi al anului 2018, au fost soluționate, validate și aprobate 18.311 cereri, din care 15.287 prin ghișeu, iar 3.024 prin misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate. În perioada la care se face referire, au fost emise 14.861 de pașapoarte, din care 6.764 pașapoarte simple temporare, iar 8.097 pașapoarte simple electronice. Prin ghișeul de eliberări pașapoarte al serviciului s-au eliberat și livrat către solicitanți 13.051 de pașapoarte simple, un număr de 793 de pașapoarte simple electronice au fost livrate prin curier. Raportat la trimestrul 4 al anului 2017, indicatorii arată de asemenea creșteri semnificative la numărul total de cereri pentru eliberarea pașapoartelor simple și electronice prin ghișeul serviciului, creșterea fiind de 25%. La regimul pașapoartelor în primul trimestru al anului trecut au fost sancționate contravențional 104 persoane și au fost constatate două infracțiuni, fiind sesizate organele de urmărire penală ca urmare a stabilirii elementelor constitutive ale infracțiunii de fals de identitate și uz de fals.